Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat aici. Avem o ofertă gratuită în shop, un free box. Să vedem ce ne aducem. Avem 17 coins, avem Barley, Brock și asta e tot. Ok, și în Brawl Pass, două misiuni noi. Trebuie să dăm damage cu în Brawl Ball și să câștigăm 3 meciuri la solo. Ok, hai să începem cu Brawl Ball-ul și îl vom folosi pe tot pe Bibi. Ok, hai tot pe Bibi. Să încercăm un meci de Brawl Ball. Dacă nu ne ies treburile, vom încerca un alt brawler. Hai să-i dăm drumul. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați butonul de like. Opa! Ok. Băi, cred că avem un pic de lag. Ah, și m-a scos tipul acela. Opa, nu-i bine deloc. Nu. Au reușit să ne dea primul gol. Că nu o să mai fim la fel de blânzi cu ei. Ah, ok, scăpăm cu viață. Demet. Ah, și ar trebui să dea golul. Ar trebui să se ducă să dea golul. Bun, aducem egalitatea. Păi, și din păcate avem un mic lag aici. Dammit, n-am mai apucat să lansez mingea. Că avea acel power și probabil ar fi... Nu, ar fi intrat. Da, pierdem prima partidă. Hai să mai jucăm o dată. De fapt, nu. Hai să schimbăm pe Bibi. Așa am promis. Și vom lua... Băi, uite, cu Roza n-am mai jucat de mult. Și mie îmi plăcea să joc cu ea. Sau și Carl. Parcă am jucat destul de bine cu Carl. Hai să-l upgradăm. Și să jucăm cu Carl. Parcă avea și abilitatea aceea să pună un roboțel acolo. Care să trag în adversari. Hai să vedem. N-am mai jucat de mult cu el. Aha, ok. E efectul de boomerang. Dar damage-ul e destul de mic. Ok, asta era abilitatea lui. Da, uitasem. Ok, să sperăm că... Ne scoate Rosa. Bun. Dăm primul gol. Hai să vedem dacă îl reușim și pe al doilea. Păi, și Rosa asta are protecția aia. A salvat un pic de damage. Se duce deja cineva pe ea. Să plecăm și noi în atac. Nu! Și egalitate. 1-1. Bun, și reușim victoria. Intrăm practic cu mingea în poartă direct. Luăm 8 trofee. Facem din nou progres la misiune. Hai să încercăm alt brawler acum. Vom lua... Băi,
cu Jesse, cred că n-am jucat, nu știu dacă niciodată, dar sigur de mult timp. Hai să vedem pe Jesse în acțiune. Cum se descurcă la Brawl Ball? Cred că Jesse își punea... Bam, bam, bam. No, noi vom da golul. Hai, te-am dat pas acolo, am jucat fair play. A fost un assist. Un assist care a dus la primul gol. Ok, ne lansăm și roboțelul. Holy shit, toți sunt distruși, da, scoși din joc. Și băgăm golul victoriei, ținem al doilea win. Deja ne facem misiunea. Uite, mai aveam o altă misiune în paralel cu Jesse. Haide acum să jucăm și la, cred că la solo. Da, hai să jucăm și la solo. Și ar trebui să... Ok, este același mod ca și ieri. Băi, sincer, mi s-a părut destul de greu modul ăsta. Bine, toată lumea se înghesuia acolo în centru. Ok. Nu cred. Da, ieșim destul de rapid din match. Trebuie să fim un pic mai atenți. Hai să luptăm mai mult înainte să ne ducem la grămadă acolo. So, hai să mergem din prima. Da, cu siguranță sunt mai mulți care fac asta. Nu, lasă-ne. Out. Două cufere. Păi, suntem în iarbă, dar nu ni se încarcă deloc viața. Ce-s chestiile astea de aici? Nu știu, dar nu putem să trecem prin ele. Da, hai să scoatem acest Shelly. Păi, Shelly, uite, pui cu noi. Carl. Bun. Aia și o mașinuță acolo în... Holy. Să rămânem în viață. Hai să vedem o... Deci avem o rosa. Care va veni aici, probabil. Ah, hai să ne luăm... Hai, Rosalinda. Încă un hit și... Da, scoatem. Scoatem din joc pe Rosa. Ok, și a mai rămas un singur brawler. Cred că e acel Shelly pe care... Trebuie să punem și roboțelul. Bun, și obținem victoria cu Jesse. Sper că nu mă înșel. Da. Okay, mai avem nevoie de încă două. Hai să vedem dacă reușim să le facem în acest episod. Ok, bun. Mergem direct pe cutiile de sus. Hai, mișto că și la Jesse se întoarce acest
mă rog, chestia cu care trage ea, se duce în obiecte și apoi se refractă către, către altceva. Ok, avem 3 energii. Să mergem și spre, spre centru, mai una aici, sper să nu fie nimeni să, să pândească. Nu, lasă-ne. Ok. Și hai să stăm aici deocamdată. Sau am putea merge să luăm o... Ok. Ui. Hai, prietene! Ok. Bun. Ok, și am mai rămas doar cu acel... cu acel el prim în joc. Holy. Băi, nu știu ce caut acolo în... atât de aproape. Am fost bine, n-aveam cum să, să-l scoatem. El e mult mai bun când, când e distanța mică și a jucat bine, pentru că a așteptat să, să se restrângă cercul de joc, pentru că avea, avea avantaj. Bun, oricum, am luat locul 2, destul de bun. Hai să, să dăm și ultimul match. Bă, important e să rămânem în ultimii 3 ca să ne... să ne luăm reward-ul. Ok, avem deja 2 energii. Și putem merge pe centru. What the fuck, nu mai nimic. Wow, nu cred. Băi, eram scăpasem practic. Dacă nu atingeam din greșeală butonul. Hai să mai, să mai dăm o dată. Deja mai avem un reward de, de luat din Trophy Road. L-am văzut mai devreme. Ok, mergem în jos. Nu, nu avem nimic în jos. Avem aici. Ok. Am dat pe lângă. Bun. Avem un energy aici, putem să mergem după acel broke sau bull. E un bull. Nu, ne-au prins la, la înghesuială și, din păcate, nu luăm locul 3, luăm locul 4. Nu cred că e cum se arată victorie. O, ba da. Ok, bun. Cred că tot ce vine cu plus trofie e victorie. Hai să vedem. Următorul reward, 200 de, de coins. Și mai avem aici power points și o să dăm pe...
pe BB sau pe Piper. Hai să dăm pe BB. Ok. Bun. Cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare.